Laura Gâdei este una dintre victimele unui comis voiajor fals pe care l-a primit în casă zilele trecute. Individul a îmbrăcat povestea sa comercială în așa fel încât să fie cât mai atractivă pentru viitoarea sa victimă. A venit că sunt câștigătoarea dintre primii 10, eu fiind a 8-a, mai sunt două persoane, adresa o avea de la primărie, se va deschide un nou centru comercial de-a lor și a vrut să testeze, să vadă dacă lumea are nevoie de produsele lor și cam asta a fost toată chestia, că la un moment dat ai zis gata, ați câștigat și în 30 de secunde să răspund la 3 întrebări de la TV Shop. Femeii s-a spus că a câștigat mai multe produse promovate la emisiunile de teleshopping, doar că ar trebui să achite 7% din valoarea premiului. Un aparat de masaj, o răzătoare și o cutie cu benzi pentru reumatice, coate, șolduri și genunchi. Prima dată, până la sfârșit, a zis că e gratuit. Totul a fost gratuit. Și la sfârșit a zis că, de fapt, ele costă peste 2000 de euro și să plătesc 7.700.000 de lei. Pentru că nu avea în casă suma cerută, Buzdoianca s-a lăsat convinsă să îi ofere individului un lănțișor și verigheta din aur, drept gaj, până ar fi urma să achite banii ceruți. Eu, neavând bani în casă, am zis că plătesc cu card de cumpărături. Dânsul a insistat, aur, valută, ceva să-i dau, la care m-am dus la gât, am scos lănțicul și verigheta și le-am dat și la ora actuală îmi spune că l-am înjurat și nu mai vrea să-mi dea asta. Și să mă duc la Târgu Mureș și să recuperez aurul. Femeia a rămas cu produsele, cu mult sub valoarea bijuteriilor oferite. Picată în plasa falsului promoter, Laura Gâdei nu își poate explica slăbiciunea pe care a avut-o în acele momente. Speră doar că alți buzoieni să nu mai pice victime ale aceluiași individ. Arăta foarte bine, era impecabil. Deci dacă îl întâlneam pe stradă, ziceam că el lucrează la o bancă, la ceva, și vorbea, a zis, aparatul de masaj e recunoscut peste hotare, e premiat cu nu știu ce aur de la domnul Arafat, adică foarte multe, și aparatul vindecă foarte multe boli, adică peste 30-40 de boli, reumatic, de rinic, de cap, de ochi, de urechi, tot. Și chiar m-am încântat, zic, băi, am câștigat gratuit. Femeia a depus plângere la poliție și a dat indicații prețioase pentru identificarea individului și cu această ocazie polițiștile recomandă buzoienilor să fie foarte atenți atunci când intră în contact cu astfel de persoane. Pentru prevenirea înșelăciunilor, polițiștii vă recomandă: nu vă încredeți în persoane necunoscute, nu vă lăsați tentați de ofertele primite prin intermediul telefonului mobil sau personal, chiar dacă persoanele respective susțin că reprezintă companii de renume. Nu uitați să vă asigurați securitatea locuinței dumneavoastră când primiți în casă sau în curte persoane necunoscute. Nu vă încredeți în bijnițari. Aceștia sunt o categorie aparte de speculanți, nu vindeți și nu cumpărați prin intermediul lor. Fiți suspicioși și vigilent. Dacă ceva este prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că te afli în vizorul unui escroc. Ține minte, escroce sunt vicleni și inteligenți, știu cum să te manipuleze pentru a-și atinge scopul. Cele mai vulnerabile în fața acestor înșelăciuni sunt persoanele în vârstă.